non ci farà la prossima come fosse Marchese infilato al botico di Michel che dentro ma fosse forte bene ma senza fatto tu practice sport și în afara aceste competiții? Da, da, da. La Orta, da. Nord 5, la Dan Credan. Și, și care sunt planurile tale de viitor în ceea ce privește fotbalul? Să ajung un mare fotbalist. Okay. Când te-ai apucat de fotbal? La vârsta de 6 ani. Și care a fost parcursul tău? Păi am început la Orta, apoi după 5 ani m-am mutat la Atletico și apoi am ajuns din nou la Orta. Te gândești să debutezi într-o zi pe Francis Neumann? Pe... Da, da. Pe Thomas. Da. Poți capita în echipă, spune că nu despre mai. În primate liber pe liceu. Am dat la fața să câștigăm acest turneu. Și poate că am reușit. A fost echipe bune. Dar reușit să ne pun. Tu ce vă joci în echipă? Fundaș. Joci și în afara acestui turneu? Deci pe afară și practic de performanță? Da, joc la Auto. Fundaș central. Și care e modelul tău de fundaș central? Care spui eu? Bun. Sunteți o doamnă profesoară care pregătiți o echipă de băieți care joacă fotbal și care culmea mai reușește și câștige turneul. Da, da. Cum ați reușit? Sunt foarte buni. Adică ce vă în primul și în primul rând, îmi place foarte mult fotbalul. Fac sportul de performanță și vor, se vede că vor să câștige. Ce am înseamnat pregătirea pentru un asemenea turneu? Pregătirea a fost mai puțină, deci acest turneu ne-a luat chiar prin surprindere, pentru că era exact sfârșitul campionatelor și al nivelului național tuturor și a competițiilor și totul a fost foarte repede. Chiar de aceea, echipa s-a singură, deci nu chiar singură, dar pregătirea a fost foarte scurtă, de 2-3 zile înainte de a începe, iar după aceea am fost un